Capitolul 39. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimeșilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și undelemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în vistierile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu le-l fi arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: Ce-au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: Au venit la mine dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: Ce-au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: Au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în vistieriile mele pe care să nu le-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: Ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine pe care îi vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci, adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște.